Bun găsit din nou, oameni buni. Haideți să reparăm un post start de data asta, nu? Chiar mă țineam să fac un video și despre treaba asta. Wow, opa, cu stești cu post starturile astea, nu? Trage, mai să pornim, mai să nu știu ce, serul. Și trebuie să înlocuite. Bun, în video asta o să pasăm acces cel mai mult. Post start, dăm jos, montăm și cum o reparăm și trala. Și despre aspecte de care ne lovim pe timpul, pe parcursul procedeului, să zic așa. Și o să fie foarte interesant, o să vedeți că o să fie câteva chestii de care să țineți cont și o să fie util și video-ul ăsta. Bun, avem pull start la automodelul nostru și ni s-a rupt. Ce trebuie să facem? În primul rând trebuie să dăm motorul jos, neapărat. N-ai loc să demontezi eșapamentul și să lucrezi tu în spatele motorului cu el montat pe șasiu. Adică, și dacă ai avea loc, nu știu, poate ți-ar fi foarte greu, dar nu ai loc. Trebuie să desfaci și să trage. Și dăm motorul jos. Bun, să zicem că am dat motorul jos. Da? O să găsim pull startul montat în spate, da? E prins în 4 șurubele sau 3, depinde, după caz, da? Desfacem șurubele, îl dăm jos și reparăm. Ce se strică de obicei? Se rupe sfoara. Bun. Găsiți de cumpărat, consultați sau căutați pe net sau la magazin de automodele, sfoară de înlocuit. Este din Kevlar, este foarte, foarte bună, foarte rezistentă. Asta nu se rupă așa decât dacă se freacă de ceva, să zic, la uzură. Dar în rest este foarte rezistentă. Pentru motoarele astea de 21, pentru automodelele de scală 1.8, la pull starturile astea, sfoara asta are grosime 1,5 mm. Dacă aveți automodele de alea mai mici, motoare de 15, pentru automodelele de la scala 1.10 în jos sau așa, găsiți de cumpărat, tot așa sfoară foarte rezistentă din Kevlar, de grosime de 1 mm. Este neapărat necesar să cumpărăm ce trebuie pentru fiecare motor, pentru că la automodelele mai mici, cu motoarele mai mici, o să găsiți tamburul ăsta pe care vine înfășurată sfoara mai mic, da? O să aibă diametru mai mic. Și dacă puneți de asta groasă pe un tambur de la mai mic, o să-l umple plaia repede și o să fie scurt. La final, după ce termine montajul, o să fie prea scurt. Puneți ce trebuie pentru motorul respectiv. Nu e mare lucru să reparăm, dar pentru cine nu știe sau nu a făcut niciodată, e mare lucru. Nu știe ce s-a pus, nu știe. Și se va lovi de niște chestii care te umple de nervi. Așa, umplem sfoara. Bun, dăm jos, cum am zis, asta de aici, din spatele motorului. Și de multe ori ce pățim? Ba, ce enervant e. O să pățim, lați un pic. O să sară arcul ăsta de aici. Aoleu, pacul este mare. Lați un pic să-l demontez. Și să facem exact ca și cum ne-ar sări. Are un șurubel mic. Da, tocmai l-am dat jos. Acum îmi pare că nu v-am... aici undeva. Care ține unul dintre capetele arcului. Ăsta de aici. Da? Are un șurubel mic. Unele pull start. Starturi au, unele n-au, da? Ăsta n-a avut, i-am pus eu. Pentru că am găsit un model care tot sărea arcul de aici, din locul lui. Bă, să dea naiba și de câte ori, să trăgeam de două, trei ori și sărea arcul. Trebuia să demontez motorul, iar repetam procedeul și ăla. Și acum i-am pus, că am avut loc un șurubel foarte mic, un pic de stat, un pic de, cum să zic, de migălit, dar se merge. Bun, și aveți arcul în interior, da? Mamă, și am scos noi motorul de spatele motorului și ăsta... Da, pull startul. Și vă ajută el singur să iasă. Da? Cea mai mare pacoste de cele mai multe ori este arcul ăsta, să-l punem înapoi. Nu este greu. Haideți să-l punem împreună cu voi înapoi. Cum îl găsiți desfășurat așa? Va trebui să vă apucați să îl înfășurați înapoi în poziția lui originală. Și dacă a ieșit o spiră sau două, dacă a ieșit de aici, cât v-ați chinui voi să băgați spirele înapoi, nu o să vă iasă. Scoateți-l de tot și faceți ce fac eu acum. Îl strângem înapoi. Acum, ce să vă zic, nu vă grăbiți cu strânsul ăsta, pentru că vă puteți tăia la degețele. Am pățit-o. Bineînțeles, dacă stau toată ziua de ele. Strângem înapoi. Acum. Și va trebui să strângem atât de mult încât să ne intre înapoi în carcasa asta. Și uitați ce diametru mare și asta e mic. Bun, mai strângem, tragem de el, dar încet, nu trageți tare ca să nu vă tăiați. Repet, da? Iar mai adunăm. Nu e greu. Cu răbdare. Să faci cam la, vă rog, aveți și voi răbdare cu mine. Acum, înapoi, de față cu voi.
Să țineți cu degetele și ce capătul ăla de mijloc al arcului este. Cred că am ajuns la un diametru perfect cât să-mi intre mie în carcasă. O să facem o probă să vedem. Să vedem. Am strâns de tot, ia să vedem, intră. La limită. Hai să mai strâng un pic. Un pic mai mic decât ar trebui. După aia el se va relaxa în carcasa aia. Bun, cam asta e. După aia, ce aveți nevoie? Puteți folosi un cleștișor de la cu ciocuri de alea ascuțite sau, cel mai bine, eu am folosit o pensetă, dar o pensetă mai zdravănă, da? Să puteți strânge de ea. Și prindem frumos. Așa, și sigur că nu scap. Și o să trească să-l pun înapoi, să-l ghidați exact cum trebuie, unde trebuie. Nu și voi pe masă. Văd. Am aici lumină, zici că n-am plătit curentul. Prea mare. Dar trebuie să reușesc. Și cu... Am reușit să... N-am reușit. Da? Îl puneți frumos cu peseta, cu degetul țineți acolo și slăbiți ușor cât se relaxeze el în carcasă. Și uitați, n-a durat mult, e la locul lui. Da? În caz că pățiți, simplu. Da? Poate mulți ați pățit-o și ați chinuit jumătate de zi să-l puneți înapoi, nu? Știu cum e. Așa, stați să mă asigur că îl așez în locul lui, să nu fie o spiră mai sus decât cealaltă, ca să nu-mi sară când așa. Bun, după ce ați făcut treaba asta, dacă aveți șurubelul, dacă nu aveți, vă sfătuiesc să-i puneți unul, dacă nu aveți, nu-i puneți, dar dacă aveți, să-i puneți șurubelul ăla micuț înapoi. Să că am inventat un pic aici, am pus și o șaibă mică, pentru că șurubelul ăla care are o floarea mai mare și exact că să țină un cap al arcului, imediat o să nu se vă plictisesc prea mult chestia asta. Hai. Să pun șurubela neapărat înapoi. Vreau să așez o șaibă aici și asta e șurubelul, este magnetică și mă bate joc de mine. Mă lua șurubelul. Super. Încerc să vă arăt, sper să vadă. Am pus arcul înapoi, șurubelul unde trebuie. Nu știu dacă se vede. Era o lingură. Gata, uite, se vede. Aici, în colț, da? Șurubelul ăla. Să-mi țină capătul arcului. Mă bucur că se vede, ca să știți exact despre ce vorbesc. Bun. Și acum să punem ața pe tambur. Pe tambur aveți niște găuri pe aici, da? Când puneți înapoi, schimbați ața, nodul să fie înăuntru tamburului. De multe ori să mai găsiți nodurile făcute de la sfoară pe aici, pe într-o parte. Vedeți, depinde și de tipul pulsatului, s-ar putea să atingă când se învârte, să frece de ceva și nu. Trebuie să, dacă va atinge, dacă nu va atinge, nu știu, dar de regulă sfoara asta nu se rupe de aici. Se rupe de aici, de la jumate sau de lângă mânerul de tras. Vedeți cum a fost pusă sfoara și să puneți și voi la fel. Că puneți... Faceți nodul pe tambur, înăuntru tamburului. Bun. Spre deosebire de sfor de plastic, să nu știu ce știți, că le ardeți cu bricheta și faceți capătul ăsta frumos, așa, cât să vă intre, să fie ca lumea, să nu se desfășoare, să desfire, nu știu ce. Chevlarul nu, dacă ardeți, o să ardă, pur și simplu arde, ca bumbacul, ca naiba să le, o să ardă. Bun, ce am făcut eu? Un pic de super glue pe capătul lui și fac, o să vă murdăriți un pic pe mâini, dar asta e. Riscurile meseriei, da? Ca să fie capătul ăsta ok, să-l băgați pe găurele astea, da? Aici și mai departe aici. Bun. Am pus sfoara, am legat-o aici, am făcut un nod frumos, am pus și două picături de super, o picătură mică de pe capătul sforii la nod, dar nu am lipit sfoara de tambur, da? Așa cât să nu mi se desfășoare, cum am zis. Și acum băgăm capătul ăsta prin carcasa pull startului. Bun. Și acum, ținem întins ca și cum am trage de că ți închipui că aici vine mânerul, da? Ca să știi cum înfășori
Sfoara pe tambur, să nu fășori invers. Da? Că dacă tu tragi... Deci trebuie să înfășori așa. Și înfășurăm până umplem tamburul. Ce înseamnă până umplem tamburul? Până vine la ras aici. De umerii. Da, cam degete de mai. Umerii tamburului, da? Haideți să facem și treaba asta. Pot să las asta un pic. Să așez cât de cât, spiră lângă spiră, dar nu faceți chiar la voia întâmplării. Cum puteți, că oricum când tragi și se relaxează, să așează ea cum e bine. Știți vorba aia? Tot cum vrea să așeze. Dar să fiți siguri că umpleți tamburul. E, aici unde vine nodul ăsta, e un pic mai sus. Ai, ok. Așa. Să zic că ajunge. Cam așa. Da, sfoara, mă rog, putea să fie mai lungă, de încă 2 metri, nu contează. O tăiem la sfârșit, o să vedeți de ce. Iar tamburul are o tășitură, o proeminență asta de plastic și o tăietură, o tășitură, așa, unde va intra arcul ăsta, da? Capătul ăla. Vedeți? Și o punem pe capătul ăla să-mi intre pe tăietura aia, să vedem. Trag și cu degetele de sfoară în același timp. Perfect. Mi-a intrat, ia să vedem. Se vede în centru, se vede. S-ar putea să găsiți niște chestii de astea care să vă dea un pic de bătaie de cap. Cu o șurubență subțire și mai lungă. Sau cu o sârmă. Să ghidați arcul pe tăietura aia. Înțelegeți? De multe ori se pot rupe arcul. Haideți că mai am unul. Se pot rupe arcurile astea. De regulă se rup aici în centru. Puteți să modificați voi, să reparați arcul ăla. Nu neapărat să cumpărați alt pull start. Da? Se rupe acolo. Dacă s-a rupt arcul de la jumate de undeva de o spiră, de asta n-ai ce să mai faci cu el. Dacă s-a rupt de aici, puteți să recondiționați, să faceți înapoi. Vă uitați cum e tamburul acolo pe mijloc, unde are tăietura aia și aia. Bun. Pull startul ăsta este unul universal, cumpărat de pe eBay, un kitsch, foarte ieftin. A venit cu o sfoară, uitați-o, asta. Asta din prima, când tragi, se rupe. Demontează, ai încredere în ea. Bun. Da. Știți cum e vorba aia, dai 5 lei, un leu face. Și are o chestie de asta. În rest, el e ok. Dar sfoara trebuie schimbat. Are o chestie de asta care o să-mi țină mie tamburul în carcasă, pe poziție. Unele au, unele n-au. Chestia de asta de plastic. Dacă au, e bine pentru că vă ajută pe voi. O să pun aici înapoi. Așa, acum. Băi, fraților, eu zic să vedeți cum să înfășurați. Eu m-am păcălit. N-am pus bine. Vedeți cum vine? N-am pus bine sfoara pe tambur. Am înfășurat-o invers. Asta e. Nu durează mult. Facem din nou. Înfășor din nou. Sfoara pe tambur. Să scot chestia asta de plastică dacă am pus-o acum. Da, asta e. Nu mai știe. Asta e. Dar am fășurat tot așa. Și am fășurat invers. Așa. Gata, imediat. Cer scuze. Și nu vezi bani aici. Ori faci bine, ori nu faci bine. Asta am fășurat din nou. Asta foarte puțin. Când se trag de el, bun, ce cum? Mă uitam la niște filme de astea, demonstrau ei bila, nu știu ce. Tot profesorul greșe să lovea. Asta e de la cafea, ca mie să zic. Așa, acum să bag chestia asta pe arcul de care ziceam. Bine, acum. Să vedem. Bine, are și chestia. E? Bun, și acum să bag chestia asta din nou la locul ei. Aici. Aici a intrat. Aici a intrat. Țin și degetul. Da, bine, dar nu e nevoie să țin degetul, pentru că am chestia de plastic care îmi ține tamburul în carcasă. Multe n-au, repet, da? Și ca faceți o probă, țineți ușor cu degetul prea apăsat, cât să puteți să funcționează. Mai departe,
Aveți mânerul de montat și un furtunaș de ăsta. Dacă nu aveți furtunaș și de asta mi s-a întâmplat de multe ori, folosiți o conductă de silicon de la mașinuță. Poate mai aveți de rezervă. Nu folosiți de plastic, de cauciuc, pentru că o să se topească. Asta e lângă motor, mereu încins. Siliconul n-ai treabă, nu schiezi. Vorba aia. Nu se topește nimic. Dacă nu aveți, ați pierdut chestia asta sau mai știu eu ce. Da? Mai departe punem. Nu dă bătaie de cap, care și asta un orificiu ca subțire. Furtunașul ăsta, băgăm sfoara până el. Hai. Iată, nu mai e supărat pe mine. După care, mânerul pull startului. Am. Și cam atât. Dacă îi fac aici un nod acum, o să fie asta cam moale. Da? Și de-aia am zis, cât de lungă aș fi sfoara. Dar ziceți, dar nu prea mult, da? O scoateți un pic. După aia faceți not. Deci am angrenat un pic arcul ăla, da? Ia să vedem. Facem un... O, lăsați un pic. Să nu-i fac un nod aici, pentru că eu am... Asta un pic diferit. Multe au puteți să-i faceți nod aici. Asta are un pic așa. Și fac nod aici. Și are loc. Mă rog, uneri diferă. Unele au o chestie mică de metal, faci nod și intră în gaură acolo. Nu știu ce. Haideți să-i fac și nod. Să nu am surprize. Cam asta a fost cu repararea pull start-ului. Ați văzut că n-a durat mult. A durat mai mult ca să vă arăt, să vă explic, să nu știu ce. Am mai și greșit pe înfășurarea pe tambur. Asta e. Fac nod și la apropii aici, unde îmi trebuie mie. Nu strâng deocamdată de tot ca să fac o probă aia să vedem. Stă și ăsta băț, cum trebuie, cum vine el normal. Că dacă lăsați moale, stătea. Asta ok. Pot să-i fac nodul definitiv acum. Întrepenește și gata. A reparat pull start-ul. Da, a fost greu? N-a fost greu. Foarte simplu și ușor. După aia, dacă mai ați foara asta, mai aveți încă 2 metri, nu știu, ați văzut cum a... Nu știu, ne-am pus. Da? E, abia acum o tăiați. De unde vă trebuie să o tăiați? Mai de aproape. Puteți să lăsați să nu tăiați chiar de lângă nod, că nu vă incomodează cu... Lăsați-o mai lungă, tăiați, da? Și dacă e Kevlar, cum am zis, un pic, o picătură pe vârful sforii și faceți cumva să nu se desfacă și asta e. Mai repara și nu asta. Nu a fost greu, să merite să se merite. Va trebui să faceți dacă aveți porța. Bun, asta când a scris pe hârtie. Modele de pull start. Bun. Ce motor ai? HPI. Caută când cumperi de pe site, de pe nu știu ce, pentru HPI, pentru motorul tău. Da? Găsiți de-astea pull start universale. Uitați-vă în descriere, că scrie acolo, se potrivesc la HPI, HSP, tralala, nu știu ce, mai mult de atât, trebuie să scrie distanța între centrele găurilor, da? În milimetri. Și măsurați și voi la placa asta, din spatele motorului, da? Să potrivește pentru motorul meu, ca eu un băiat aici care și-a luat un pull start de Hyper, să pună pe HPI el și a luat, bă, pe ăsta l-a găsit, nu știu ce, o fi fost mai ieftin, și nu se potrivește, nu se potrivește la găuri. Fiecare cu treaba lui. Da? Să fiți siguri că vă cumpărați ceea ce vă trebuie. Așa. Deci să vă cumpărați ce... Tipul de rulmenți. Rulmenți sens unic. Că tot am... Suntem aici. Da? Avem treabă și cu rulmenți de sens unic. Găsiți? Unul dintre tipurile de rulmenți este ăsta. Da? Și intră unde? În pull start aici. Vedeți? Ăsta ce face? Într-un sens, prinde și învârte motorul, în celălalt merge în gol. Da? Și anume în spatele. Haideți să vă dau. Vă dau. Da? Ăsta se zic că ar veni în motor, înăuntru. Da? Prinde. Într-un sens, împrinde și învârte motorul, în celălalt merge în gol. Motorul, celălalt merge în gol. Motoarele, în timpul funcționărilor, se vor învârti către dreapta, conform a celor de ceasornic. Zic bine? Către dreapta. Da, exact. Da? Deci e neapărat nevoie să știți treaba asta, ca să știți cum să montați asta. Da? Că poți să dai asta jos, da? Și l-ai pus invers. Și când vezi că tragi, tragi în gol și motorul nu se învârte. Bă, ce n-ai? Scoate, pune invers. Da? Ca să, când ai tras de asta, să învârte motorul, să angreneze motorul. Timpul de rulmenți. Puteți găsi, deci, așa, un tip. Asta nu știu cât are, cred că 12 mm. Așa, sau mai mari, de 14 mm. Da? Să vadă. Așa. Alte tipuri de rulmenți sens unic. Ia uitați. Ceva de genul
E, ăsta nu o să-l găsiți în pull start, aici, cum demontați pull start. Ăsta o să-l găsiți unde? Înăuntru un motor. Va trebui să demontați placa asta, o scoateți de aici, vedeți? Iar în pull start va intra un ax, ăsta. Bun, axul ăsta este angrenat de pull start. Da? Este angrenat de pull start. Iar rulmentul cu sens unic este înăuntru, în spate la placa asta. Va trebui să dați placa asta jos. O să găsiți. Iată și, haideți să dăm. Bine că am ales motorul ăsta. Este super pentru că trebuie să ținem cont de o treabă și atenție. Atenție de următoarea chestie. Unele motoare au, unele n-au. Nu știu să vă zic care au, care n-au. Nici eu nu știu care. Și te păzești. Nu știu. Bun. Înainte să scoți chestia asta, asigură-te că pistonul este în partea de sus a cilindrului. Neapărat. Dacă n-ai bujie, îl vezi. În vârst de motor. Către stânga, dreapta, nu contează. Trebuie să ridice pistonul în partea de sus a motorului. Da? În vârst de el până pe zi. Dacă ai bujia montată, în vârst până îți intră în compresie. Simți. Bun. Știi că e pistonul în partea de sus. De ce? Doar atunci putem scoate placa asta din spatele motorului în siguranță. Haideți să vedeți de ce. Deci, iese foarte ușor. Ia uitați ce are placa asta aici. Are o tăietură, o tăietură, pur și simplu. Vedeți? În timpul funcționării motorului, fusta pistonului, deci partea de jos a pistonului, o să intre în chestia asta. Bun. Bun. Da? Iar dacă tu ai uitat să faci chestia asta, da? Asta ai avut. Și ai slăbit șuruburile, le-ai scos de tot și, păi ce dracu are? Nu iese. Mamă, și te apuci și bași șurubețe. Oleo, și forțezi. Ce faci? Rup pistonul, strici pistonul, ai stricat motorul. Să cumperi un set motor costă mai mult decât, nu știu, pentru HPI, Hyper, care nu sunt motoare chiar performante. Ce așa? Un set motor costă, zic și o lire sterline, că așa cumpăr, 60-80 de lire sterline un set motor, adică cilindru cu piston și cu bielă. Eu niciodată nu am cumpărat un set nou pentru că mi se pare foarte scump și am căutat să cumpăr motoare folosite bune la mâna a doua. Mai ieftin, 40 de lire în loc de 80 de lire, doar un set motor. Bun, deci poziți-vă, poziți-vă, da? Să fie pistonul în partea de sus a cilindrului, după aia cu ușurință. Da? S-ar putea să găsiți asta un pic înțepenită, multe au simeringuri sau multe au simeringuri sau o-ringuri, da? Răsuciți un pic până se slăbește, da, și așa, dar să fiți sigur că pistonul este în partea de sus a cilindrului. Neapărat, să nu uitați, să nu vă stricați motoarele. Bine că am menționat și treaba asta. A, bun, și am zis, am scos asta și ce găsim înăuntru? Rulmentul cu sens unic. Are o chestie de asta care va intra în bielă, în chestia aia, și învârtem e motorul când trag la pusta. Bun, nu ăsta este rulmentul propriu-zis. Asta, de o vedeți voi, piesa asta, este doar carcasa rulmentului. Rulmentul este ăsta. Vedeți? Este chestia asta cilindrică, devine înăuntru aici. Care îl vedeți. Ăsta cu un dorn de bronz sau de aluminiu, îl bateți ușor, puneți asta pe menghină, pe ceva, îl bateți ușor, scoateți și îl înlocuiți. Ăsta este rulmentul cu sens unic. Da? Să nu căutați să cumpărați toată chestia asta, de multe ori nu o găsiți. Asta trebuie păstrat, da? Rulmentul este ăsta dinăuntru, care se schimbă. Bun, și cam asta a fost cu rulmenții, da? Neapărat chestia aia cu placa motorului. Bine că am avut să vă arăt chestia asta. Rulmenții interior cu diametru, capacul de motor, am menționat. Bun, haideți să zicem, bă, a schimbat. Că tot vorbim de rulmenții de sens unic. V-ați jucat astăvară și ați depozitat mașinuța, nu știu, câteva luni, un garaj, pe șifonier, pe nu știu, și vreți să vă jucați acum. Și vedeți că trageți la pull start. Bă, ce naiba mi s-a stricat rulmentul de sens unic? Că astăvară mi-a mers foarte bine, frate, și să strică stând? Nu, ce are? E, pe aici, pe la chestiile astea, da? Pe aici o să mai ajungă. Bun. Pe aici ori au simmering, ori n-au nimic. Numai buc și apropriză. În timpul funcționării motorului o să mai ajung câte un pic de nitro, da? Și nitro ăla în timp, dacă stai cu mașința depozitată undeva, face gelatină. Cum v-am mai povestit și filmulețele trecute, faci gelatină pe aici, pe la carburator. Bun, și gelatina ajunge și în rulmentul ăsta cu sens unic, da? Și rulmentul ăsta în sens unic ce are? Nu, niște cilindri, bile cilindrice, în propriu zis, da? Role, să le zic așa. Și ele nu o să mai lucreze, că sunt lipite pe acolo, până înăuntru rulmentului, da? Ce faceți? Spălați rulmentul cu un degresan bun.
Da? Înainte să-l înlocuiți, încercați și spălați-l, că de cele mai multe ori rulamentul încă este foarte bun. Unde găsam, bă, nu știu, diluant sau benzină sau alcool, ca lumea să îl spălați, îl suflați, cât să, bă, lucrează bine. Și faceți probă, luați rulamentul după ce l-ați demontat. Asta iară, chestia asta găsești înăuntru motorului, asta e de la HPI. Da, și faceți probă. Ia, mă, mi învârte. Ia să vedem, se vede. Da, mi învârte. Cu ce să învârte liber. Așa mi învârte motorul. Oh, da, bă, e bun rulmentul. L-am spălat și eu, te bă, cumpăram degeaba. Hai să zic că nu ar fi prea scump, că nu sunt scumpi rulmenții ăștia. Dar nu-i găsești de multe ori. Și eu, te bă, n-am cu ce să mă joc. Nu pot să o pornesc. Așa. Să, mă rog. Am pe aici tot felul. Asta era rulmentul. Indiferent de ce, haideți să pun și capacul ăsta la loc. Ah, cam asta e. Da, puneți ăsta la loc, după aia merge bine. Unde am rămas? Așa, când... Bun, am montat tot la loc, da, cum am zis și am montat ăsta, tralala, pull startul pe motor, facem o probă, merge, haide să montăm motorul înapoi pe mașinuță. Da, am zis, hai să menționez toate aspectele de care ne lovim când facem treaba asta. Ce facem? Neapărat de menționat. Când pui motorul înapoi pe mașinuță, să vede, sau să-mi iau lanterna. Tăiați dintr-un pachet de țigări, gen, uitați, o bucățică de carton, da? Dintr-un pachet de țigări. Vedeți că am și folosit să văd urme de pinioane. Ăsta, înainte să strângeți șuruburile astea patru, îl puneți, ca să-l pun ca să-l și vedeți. Așa. Să mă... Unde îl puneți? Între pinioane, adică între diferențial și pinionul de la ambreiaj al motorului. O să încerc să... Se vede mai bine fără lanterna? Cred că da. Îl vedeți unde l-am pus? Bun, îl puneți acolo. Îl mișc așa să vedeți. Așa. După care țineți frumos de motor și strângeți șuruburile. Strângeți decât două șuruburi în cruce. Scoateți frumos hârtiuța de aici, dintre pinioane. Și țineți de pinionul de la diferențial și mișcați de, dacă nu mă crece și eu pe aici, mișcați de ăsta, de la ambreiaj, de la motor. Să auziți un joc mic. Sunt convins că se aude. Deci trebuie să fie un joc mic între pinionul de la motor, de la ambreiaj, și diferențialul pus pe mașină, central, de mijloc. Să fie un pic de joc. Tec, 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 să nu fie strâns. Dacă n-ați pus hârtiuța asta și ați apropiat, ați ținut cu mâna motorul, ați strâns șurubul aia pe dedesubt, când pui mașina pe roți, se aude hr, 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 și dacă o ții în sus și învârți, hr, se îngrădește. Bă, ce naiba. Și îți forțează în rulmenții de la ambreiaj, îl forțează în rulmenții de la motor, că stau în tensiune. Nu, să aibă un pic de joc să funcționeze foarte bine. Da? Nu e mare lucru, dar am ținut să menționez și treaba asta. Ce vă recomand? Să puneți pe șuruburile astea un pic de pastă de aia de filete, mereu recomand treaba asta, asta să și scot să vă o arăt din nou. Da, se pune pe filete, am una nouă. Mi-ar plăcea să vedeți și ce scrie pe ea, dacă aș găsi o repede, dacă nu, nu stau să vă irosesc timpul. Mă rog, da, puneți pe șurub câte un pic, o picătură mică, picătură mică, așa. Asta este de cea mai slabă putere, să zic așa, low strength. Nu puneți de la roșu, că la sudează nu o să mai desface șurubul. Dacă trebuie să folosiți bine, dacă nu, poate și pățit unii dintre voi să vi se slăbească șuruburi și pățit. Astea de la vibrații laterale. Cam asta a fost și cu montatul motorului înapoi pe șasiu. După aia mai puneți eșapamentul, vă continuați treaba cu montatul. Da? Așa, haideți să zic câteva lucruri, dar nu prea multe, despre rotostart. Am mai menționat, cum am mai zis, în alte filmulețe. În loc de pull start, puteți avea rotostart. O placă de asta. Da? O placă de asta și mai mult ca sigur că o să aveți un aparat ăsta. Da? Cu o tijă de asta, care o să intre în ăsta și îți învârte motorul ca să-l pornești. Da? Bun. Tipuri de rotostart. Cele mai multe o să găsiți plăci de-astea, cu forme ușor diferite, poate la Losi am văzut cu chestia asta unde bagi tija de pornire, am găsit pe mijloc, cam astea le găsiți cel mai des. Ca să porniți motorul,
da? Va trebui să învârtiți către stânga. Pentru că înăuntru are două pinioane. Unul mare și unul mic. Da? Astea două le are înăuntru. Astea sunt rupte, sunt nu știu ce, dați bune, ne dat exemplu. Și că trebuie să învârtiți către stânga, ca motorul să învârte în dreapta, să pornească. Ăsta de aici este un rotostarter de Hyper. La Hyper este diferită treaba, pentru că asta nu poate fi folosit la HPI, de exemplu, că v-am zis că trebuie să învârtiți către stânga. Ăsta doar la Hyper, că învârte către dreapta. De ce? Pentru că uitați cum sunt la Hyper. Deci nu mai are în spate, are chestia asta așa. Și va trebui să învârtim către dreapta, să învârtă motorul către dreapta, să pornească. Da? Și asta e doar pentru Hyper, pentru tipul ăsta de rotostart. Cu chestia asta. Chestiile astea diferă, asta este pur și simplu un imbus, că nu am avut tija originală și am cumpărat un imbus de la lung, am tăiat elul de aici și am făcut tija de pornire. Sunt alte tije de astea cu un cui aici, un bolț. Mă rog, irelevant. Asta e tipul de rotostart. Ceea ce vă sfătuiesc din nou, nu folosiți asta. Din nou, știu, pentru asta e făcut, asta e, să-mi pornească mașinuța. De ce nu-l folosiți? Apăsați pe ăsta, ăsta se va învârti maxim cu turația care are el, da? Dăm prima. Eu, când am nevoie să pornesc cu rotostart, în loc de ăsta, ce folosesc? Folosesc o autofiletantă. De ce? Pentru că pe asta ai variator de turație. Învârți ușor și din ce în ce mai tare cât îți trebuie, poate ai și două viteze, să învârți mai repede. Bun, de ce să nu învârți dăm prima tare? Pentru că poate ai înneca motorul, l-ai amorsat, da? La pornire, nu știu ce, și are prea mult, a înnecat. Sau poate are compresie foarte bună, e motorul aproape nou, da? Și vei forța pinioanele astea două care le găsești înăuntru plăcii de rotostart, da? Și dacă folosești ăsta, dăm prima, pum, atunci le ciobești și să vă arat, nu știu, ăsta nu are decât un dinte rupt, dar deja dacă e unul rupt nu mai e bun, se vor rupe și ceilalți și cam asta e, ăsta, uitați, ăsta mare iar, are un dinte bun, rupt, deci nu mai e bun. Acolo ușor, dacă ai înnecat motorul și ai pus ăsta, o simți că ți-a, ce are mă, vezi că e înnecat, scoate bujia de jos afară, suplusul ăla de nitro, tra, te descurci, dar măcar nu forțezi să strici chestia asta. De-aia vă recomand să folosiți vor mașină. Și în funcție de ce ai, Hyper sau HPI, către stânga sau către dreapta. Este universal, rotostator. Așa, tipuri de componente, reparare, asta e cel mai ușor, e foarte ușor de pur și simplu schimb pinioanele astea. Găsiți și pinioane separat de cumpărat sau cu tot, nu sunt scumpe. O placă cu totul și ți-ai montat. Din nou vedeți tip de motor și uitați-vă în descriere să vi se potrivească la găuri. Da? Atât. Montare așa, folosire, protejare, v-am zis. Dragii mei, cam asta a fost despre pull start în general. De ce prefer eu pull start în loc de rotostart? Păi, rotostart, în primul rând, trebuie să am ăsta cu mine, surplus de bagaj, da? Trebuie să am grijă ca să am și bateria încărcată la el, dacă folosesc de asta. Orică folosesc ăla, orică folosesc autofiletanta, aceeași poveste. Așa. Și nu prea îmi plac mie că v-am zis că sunt destul de sensibile pinioanele astea. Cu startul, fain, nu care nimic după tine decât tragi la el. Da? Mulți, foarte mulți, urăsc cu startul. De ce? Păi, pornește greu. Ba, mă, trebuie să trag la ăsta până mă plictisesc, până pornește, că nu stăpânești prea bine cu reglajele carburatorului, cu tralala și bă, mie pornește greu, știi, bă, eu pac ăsta până pornește. Și mulți nu preferă astea, preferă rotostartul, tărul, ca să învârtă mai ușor. Lasă-mă că îl învârt eu 3 minute, tot pornește el până la urmă. Dă-l naibii, nu stau să dau la asta până o rup. Bun, eu prefer la asta pentru că n-am treabă, nu schiez cu reglajele, cu asta mă pornește foarte ușor, de regulă. Dar o să întâmplă să mai dea, da? Mă rog, știu ce să-i fac. Ai pull start, pornește greu. Ai rotostart, pornește greu sau ți s-a stricat asta. Sau bă, îți pornește greu și cu unul și cu altul. Ce să vă zic? Dacă aveți buggy sau traghi, în caz că nu știți buggy, da? Asta e care vi l-am arătat. Este buggy. Ia, traghi, un pic mai mare. Amândouă scală 1.8. Da? Mă rog, amândouă pot fi pornite pe cutie, starter box. Dacă vreți să investiți într-un starter box, pentru care cei care nu știu, n-ați văzut, arată ceva de genul. Vezi că are o roată de cauciuc aici. Va angrena volanta motorului. Volanta este chestia asta care vine pe axul motorului. Da?
Asta dacă vă uitați pe dedesubt la mașinuță, o vedeți acolo. E. Și dacă pui mașinuța pe asta, chestia asta, roata, va învârti, va ataca volanta motorului. Să vine ceva de genul așa. Bun. Și ți-l pornește. Și pe asta poți să învârți pe asta până te plictisești. Când apeși pe mașinuță, s-a apasă capacul ăsta. Roata asta ți ateacă motorul și ți-l pornește. Sau ți-l învârte, dacă pornește, nu știu. Vezi pe moment. Dragii mei, cam asta e. Asta a fost și despre Pulsar. Am zis să fie în bani, în general despre Pulsar, dar am zis și eu de toate. Sper să nu fi uitat să menționez de nimic. Stai să mă mai uit pe masă, că mi-aduc aminte dacă am uitat de ceva. Da, deci în interiorul motorului, dacă aveți înăuntru rulmentul cu sens unic, de care v-am zis mai devreme, o să vedeți că intră un ax. Da? Cum v-am mai zis. Sau, dacă nu aveți înăuntru rulmentul ăla, prin chestia asta de la motor o să găsiți o drăcie, da, care îți va învârti înăuntru motorul. Da? Și rulmentul de presiune va veni în afara motorului, în exterior aici, intră ori în push start, ori în rotostart. Dacă găsiți așa ceva înăuntru motorului, da? Dacă observați, are un melc, nu știu ce, aveți grijă că în gaura aia, în bielă, o să aveți un arc foarte finuț, să nu-l pierdeți când demontați. Foarte finuț și cu un bolț foarte mic. Da? Care o să intre și iese după chestia asta. Clink, 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 clink. O să auziți în timpul mersului. Clink, 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 clink. Dacă când demontați să nu pierdeți. Cu, nu știu, cu o pensetă îl scoateți de acolo. De multe ori dacă depozitezi mașina mult, tot așa chestia aia, bolțul ăla foarte mic rămâne înăuntru. Da? Și nu-ți mai angrenează ție. Trebuie decât să cureți, să speli, să degresezi. Îl scoateți cu un vârf de sârmă, cu un vârf de ac, nu știu ce, arculețul ăla și cu bolțul ăla și am pățit-o la ce am cumpărat. Și puneți la loc și treabă, da? Să aveți grijă să nu pierdeți alea. În caz că aveți asta, la HPI găsiți în general chestia asta, da? Asta aici și placa aia peste. Ceva de genul. Cam așa. Da? Cam asta a fost, deci. Ca și până acum, mi-a făcut deosebită plăcere. Ce mai întrece până o să mai fac video și pun și pe uite. Poate vă va fi de folos vreodată sau cuiva, cândva. Da? Toate bune de nou. Sănă bine.